Bună ziua! În acest episod vom face ceva mai special. Înainte de a vă arăta ce vom face, să vă arăt lămâile cum s-au dezvoltat. S-au dezvoltat foarte frumos. Și aceasta și aceasta. Aceasta este cea mai mare dintre ele. Se dezvoltă foarte frumos. Astăzi am fost la Dedeman și mi-am cumpărat o nouă plantă. O să vă arăt în 3, 2, 1 și... Da, ați ghicit, este o plantă carnivoră și vom da un pic de mâncare. Am pregătit aici o musculiță care încă mai mișcă. Mi-a luat 10 minute să aprind. Să vă arăt cum o va mânca. Priviți cum s-a închis pur și simplu când am simțit-o. Musculiță. Ia stați să vedem un pic. Nu mai vrea să se închidă niciuna. Aici am prins o musculiță mai mare. Cam atâta. Și va dura ceva până o va digera, vreo 3 zile, așa am citit pe site-uri. Uite, deja cum a închis. S-a închis floarea. Și am mai prins încă o musculiță, uitați aici, dacă se vede. Da, este, sperăm, mâine sau poi mâine o să schimbăm ghiveciul. O să o lăsăm la lumină, pentru că are nevoie de multă lumină. Și ea cred că va înflori aici. Cred că o să înflorească. Așa am citit că sunt niște flori albe. Dacă vă place această plantă, să dați un like și să distribuiți acest videoclip pentru a-l vedea cât mai multe persoane. Bun, cam atât pentru acest episod. Pa, pa!